Dacă vrei să pregătești acasă un desert senzațional cu ingrediente la îndemână, îți recomand cu drag acest tort cremă de zahăr ars. Mai întâi de toate am caramelizat 180 de grame de zahăr pe care l-am pus în tava în care voi coace tortul. M-am ocupat în continuare de compoziția pentru crema de zahăr ars, care se pregătește foarte ușor, și am mixat 7 ouă cu 180 de grame de zahăr, umplit cu zahăr vanilinat și cu esență de lămâie. Am încorporat apoi 1 litru de lapte rece, iar această compoziție am strecurat-o și am pus-o peste caramelul din tavă. Am dat pur și simplu la cuptor pentru 20 de minute, fără apă de dedesubt. După ce au trecut vreo 10 minute, m-am ocupat și de pandișpan. Am separat 5 ouă, iar albușurile le-am bătut cu un praf de sare, cu 4 linguri cu zahăr și cu un plic cu zahăr vanilat. Am încorporat apoi treptat, unul câte unul, și gălbenușurile. Am cernut apoi 3 linguri cu cacao și am procedat la fel și cu cele 4 linguri cu făină. Iar ultima dată am adăugat și 3 linguri cu ulei. Între timp au trecut cele 20 de minute, cât timp a stat crema de zahăr ars la cuptor, iar apoi am distribuit uniform aluatul pentru pandișpan proaspăt preparat. Tava a intrat din nou la cuptor pentru 25-30 de minute. Am lăsat prăjitura vreo oră să se răcească, iar apoi am răsturnat-o. Se recomandă să se consume rece de la frigider, însă noi n-am avut atâta răbdare. Această prăjitură se însiropează singur atunci când se întoarce invers, arată foarte bine și are un gust senzațional. Dacă ți-a plăcut, nu uita să salvezi rețeta și apasă și pe butonul de urmărire pentru mai multă inspirație în bucătărie.